Bună ziua, bună ziua, începe noul Igus Diary. Ești din parcare de la mall pentru că am venit să îmi iau fierbător de apă, să beau ceaiuri, pentru că am super multe ceaiuri pe care nu le beau pentru că mi-e lene. Până pun apa la ibric, până aștept să se răcească și așa mai departe, așa că am zis să rezolv treaba asta. Și adevărul e că am văzut și la modă că au fost undeva unde era fierbător și mi-au picat așa pizza. Și chiar are fierbător de apă. Tu cu basca asta care nu-i nici bucket, nici zici că ești cowboy. Asta pentru că o pot așa la spate. Ah, ok. Ca să nu înțeleagă, ar trebui să o fac la ceva care nu are glute sau nu are sens să fie ridicat. Ah, uite-le. Păi și unde e ăla care îmi place mie? Nu e asta? Nu, e de la Tefal. Și zicea că e în stoc. Da? Nu, e gen tot așa, dar e de la Tefal. Asta, da. Nu foarte special, 118. Ah. Nu, e 118 ăsta. Păi nu, nu, stai puțin, că ne uităm, asta e Bosch și Da. asta. Asta e Beko și asta. Iar ăsta e priceless. E neprețuit, da, dar pe site e 189 de la 200 și ceva. Sau aș putea să le iau pe la... Da, nu, că îmi place mai mult ăsta. Păi Să în asta vede... vezi și cât Da. apă. Bine, și ala ți arată, dar trebuie să te uiți de după Nu, mânuia. asta îmi place mai mult. Ok, vrei să luăm unul din asta? Da. Andrei, câte chestii din alea ai? Eu am crezut că ai doar una. Ok. Am venit în al doilea mall. Am venit în al doilea mall după ce am fost la promenada să iau fierbător. Și Andrei a făcut lavagii la Lego. Mulțumesc și eu cafea și motivul pentru care am venit aici. Mamă, dar e plin de oameni. Când ești copil, but you have adult money. Am venit să luăm un televizor. Asta facem aici. Dar mai scăpăm și în alte magazine. Poate scap și eu până în Sephora. Vrei ceva din Sephora? Da, chiar da. Ce avem aici? Hei! Ce faceți, om? Jos de pe televizor! Ce faci, Ginger? Ai nebunit? Haide, hopa sus! Vrei hopa sus? Nu vrei. Tu ce faci, metitichi? NFT is not impressed? Asta este televizorul de care m-am bucurat 5-6 ani, dar a venit vremea să schimbăm. Vai, set! Vai! Unde vrei? Voiam un televizor mai performant. Inițial voiam un Philips Ambilight ca să facă lumină frumos acolo în spate, dar la Philips e o problemă cu... Mă rog, cu sistemul de operare și cu faptul că nu are HBO Max și din câte am înțeles acum de la băiatul de la Media Galaxy nu are nici. Așa, să revenim că s-a întâmplat un mic accident cu Sătănel care este super mega curios. Și motivul pentru care nu am luat Philips Ambilight e că are
Adică nu are, din câte am înțeles, nici HBO Max și nici ne-a zis băiatul de la Media Galaxy, nu are nici Disney Plus. Deși, cred că mă doare Disney Plus. În fine. Gata, am instalat televizorul. De fapt, Andrei l-a instalat. Și mi-am făcut și un ceai acolo. Și acum stau și mă pun să mă uit la un serial pe care am început să îl vizionez. Ok, trebuie să-i dau restart, să dea pe HBO Max. Uite-i, domnule. Telecomanda asta e super smart, pentru că funcționează precum un mouse. Și are și aici buton ca la mouse. Are și buton de Netflix și de Disney Plus și de Prime Video. Sunt mulțumită de achiziția făcută. E un pic mai mare decât cel de la Samsung pe care l-aveam. Gata, și-a făcut și ăsta update-ul. Și eu mă uit la Sharp Objects. Este un miniserial făcut după o carte pe care am citit-o acum mulți ani. Și m-am uitat azi dimineață la primul episod. Și mă pun să mă uit și la al doilea episod. Dar de unde pun pauză? E întrebare. Ah, ok, pur și simplu apăs pe ăsta și se pune pauză. Și aici este Lego pe care l-a cumpărat Andrei. Ăsta e cadou. Ăsta l-a primit. Este un iepuraș care arată super drăguț. Orhideea asta mi-a cumpărat-o mie. Și am luat un set de Indiana Jones. Ia să vedem. Așa arată. Și și-am luat două mașinuțe, un Ferrari. Și două McLaren-uri. Tomi Titichi. Vrei să mă duc să-ți iau un colier din ăla? Că mi-a scris cineva că există colier antistres. Îți iau și ție și iau și lupul fos. Okay. Mă lăudam eu... Stai să opresc muzica. Mă lăudam eu în ultimul vlog că am făcut în bucătărie squeaky clean, dar here we go again. O nouă zi, un nou dezastru. Am gătit. Aici sunt cutii tot felul. Aici e televizorul vechi. Și hai că masa măcar arată cât de cât în regulă. Putem să mâncăm în liniște. Mi-am făcut lui Andrei nasi goreng și mi-am făcut macarone cu brânză și cu zahăr. Și aici avem și pe Isis. Unde ești tu? Isis care mai devreme a căzut de pe frigider. Tu sper că nu te ramolești ce e razna. Ce-i? Ce-i, Ginger? Da? Uite că vine și Cioncu. Și e șeful Cionchilor. Ce-i, mama? Hai să vedem. Ia-te, bună ziua, este joi și dau fugă până la Lidl să procur hrană, să iau pentru micul dejun niște chestii astea de patiserie.
niște foietaje și am plecat cu două sacoșe. Și văd că plouă un pic mai tare. Bine că o să sufer aproape de casă. Era bună pelerina aia de la Reinchis, pentru că vremea asta, ploioasă și de toamnă, e numai bună pentru pelerina mea care așteaptă să fie purtată. Dar nu m-am uitat pe geam să văd că plouă, dar nu plouă chiar atât de tare. Gata, am ajuns acasă, am băgat și o merdenea și am luat și coletul de pe Zooplus, care a fost lăsat de curier, fără să fiu anunțată sau ceva. Bine că am primit mesaj din ăla și am putut să verific când a fost livrat. Și am comandat acum două zile de pe Zooplus un pachet din ăsta de urinary care cu somon. Pliculeței din astea de porta și pe asta am luat o extra să încerc și niște conserve de aflat scuton. Și cam astea sunt cumpărăturile de pe Zooplus. Nu am luat bobițe pentru că mai am aici. Luasem de la MaxiPad, mi se pare, un sac din ăsta și mai am câte un alta. Și hai să vedem care sunt cumpărăturile de la Lidl. M-am dus după foietaje și am luat și trandafir, am luat și sparanghel, căpșune, arată super bine și sunt foarte bune astea. Am luat niște smeură. Și aici o curs ceva, probabil căpșunele sau smeura, nu, căpșunele. I-am luat lui Andrei niște rulouri din astea. Am luat niște alumini de pădure. Am luat un suc din ăsta. Asta-i place foarte mult lui Andrei. Am luat niște banane. Și am luat un Kish Loren. Și somon din ăsta cu plante aromatice și cred că asta o să mănânc astăzi, niște somon cu sparanghel. Haide, cine-i mică bolnăvioară aici, tu? Haide! Isis? Haide! O, sufletul! Uite-te la ea! Și tu ce faci, cioncu? Alergam mai devreme. Nu vezi că ați mers toată păturica? O, Doamne! Ne juca. Nu făcea pe vânătarea acolo în păturic. O, ușor, ușor, nu-mi place pe toate păturile, că nu-i place. Pufosul e răsturnat aici în tunel. Ia uite. Ce faci, mama? Și să tunelui aici în geam. Opa! Uite că voiam să vă arăt și orhideea asta din Lego pe care a construit-o Andrei. Arată superb. Și am pus-o aici pe comodă, în dormitor. Mai am aici niște lalele din Lego. Și mai am și buchetul ăsta de flori din Lego. Dar dintre toate, orhideea asta îmi place cel mai mult. Arată super, super fain. Bun, hai să îmi adun un pic gândurile așa, pentru că zilele astea nu au fost cele mai vesele. Voiam să vă spun înainte, că acolo am rămas, când am fost luni, le-am cumpărat
televizorul ăsta de la LG este un televizor OLED. Și motivul pentru care am vrut să-l schimbăm e că o seară în urmă, sau mă rog, duminică, am vrut să ne uităm la un serial. L-a pus Andrei pe stick și a început să se blocheze imaginea, deși nu era cine știe ce rezoluție sau vreo problemă, ci pur și simplu nu citea cum trebuie stick-ul. Pe calculator se vedea ok, mergea imaginea, dar pe televizor nu mergea. Și am zis ok, oricum voiam să schimbăm televizorul, așa că hai să mergem să luăm. Și m-am uitat puțin și la review-uri să văd care e diferența între OLED și LED. Și văzusem pe acolo comentarii de la oameni că în sfârșit negru este negru și se vede mult mai clară imaginea. Și nu înțelegeam exact la ce se referă, dar din moment ce am dat și eu drumul la televizor să văd cum se vede, chiar pot să confirm că negru este negru. Înainte nu-mi dădeam seama, evident, dar acum, făcând comparația asta cu televizorul pe care îl aveam înainte de la Samsung, pe care l-am cumpărat acum 5 ani, față de imaginea televizorului nou, care este OLED, imaginea e mult mai clară și, într-adevăr, culorile sunt așa mai vivid, mai aprinse și negru este negru, nu este negru deschis sau gri închis. Sper că are sens ce zic și chiar am fost și cu stick-ul să văd dacă mai e problema asta și la televizorul pe care urma să îl alegem și o mers. Deci nu era problema nici de la stick, nici de la formatul fișierului, ci de la televizor. Deși și televizorul ăla era teoretic 4K, dar se mai bloca așa imaginea când rulam ceva de pe stick. Și mult timp m-am gândit la un Philips Ambilight, pentru că mi se pare că arată mult mai cool așa, cu o lumină ambientală. Chiar aveam la favorite pe Mac niște modele de la Philips Ambilight, dar v-am zis, motivul pentru care nu l-am ales pe ăla e că are sistemul lui de operare, din câte am înțeles, și sunt aplicații care nu funcționează, nu sunt disponibile pentru modelul ăla de televizor, așa că ne-am îndreptat către altceva și am luat un LG. Eu sunt super încântată de el și este un pic mai mare decât cel pe care îl aveam. Nu am vrut să iau un televizor foarte, foarte mare ca să nu aglomerez pe aici prea mult, dar mi se pare că arată super bine și imaginea e super clară, se vede foarte bine și culorile sunt așa sharp, vivid, sunt saturate și arată foarte, foarte bine. Și cam asta despre televizor. Și ca să continui așa cu ce am vizionat pe televizorul nou, mă uitam la mini-serialul Sharp Objects, obiecte ascuțite, care se găsește pe HBO Max și este un mini-serial făcut după o carte de Gillian Flynn, dacă nu mă înșel, carte pe care eu am citit-o în urmă cu câțiva ani. Și am terminat și serialul, ieri l-am terminat. Are 8 episoade și sunt foarte multe detalii. Nu mi se pare că s-a schimbat cumva acțiunea sau finalul față de carte, pentru că mai sunt seriale sau filme inspirate sau făcute după anumite cărți, doar că acțiunea este ușor diferită sau finalul este ușor diferit și aici pot să mă gândesc la Femeia de la fereastră, care în carte explica mult mai multe chestii și finalul mi se pare că a fost ușor diferit față de finalul filmului. Singura diferență, asta dacă îmi amintesc eu bine din carte, e că la finalul cărții erau mai multe detalii despre de ce o comis persoana respectivă, crimele pe care le-o comis. Mi se pare că erau mai multe detalii și erau și niște explicații pentru crimele comise, dar în film parcă nu au fost oferite detaliile astea. Eu așa țin minte că la finalul cărții mai explica câte ceva, dar în film pur și simplu s-a terminat așa și rămâne la latitudinea telespectatorului să decidă ce și cum și de ce s-a întâmplat și așa mai departe.
Așadar, dacă aveți HBO Max și dacă ați citit sau nu ați citit Cartea Obiecte Ascuțite, asta este recomandarea de serial pentru weekendul ăsta care urmează. Dacă nu aveți la ce să vă uitați și căutați un serial din ăsta așa mai misterios, să v-am zis, este o miniserie, are 8 episoade și sunt foarte, foarte multe detalii care se regăsesc și în carte. Și acum să vă povestesc și despre zilele astea, ultimele zile. Vă spuneam că vreau să mi-adun așa puțin gândurile și vă spuneam că nu-l fost cele mai bune zile. Pentru că Isis, din păcate, este bolnavă, are probleme cu ficatul, după cum am aflat în urmă cu o săptămână când am fost cu ea la analize și am luat tratament. Dar problema este că mi este foarte, foarte greu să-i dau pastilele lui Isis. Sunt 2 pastile pe care trebuie să le înjumătățesc, deci jumătate de pastilă din fiecare timp de 2 săptămâni. Și dacă prima dată când i-am dat a fost mai ușor, următoarele dăți a fost foarte, foarte dificil. Mi se pare că se stresează foarte tare. Isis nu este genul de pisică care să înghită pur și simplu pastila, parcă simte și pur și simplu refuză să înghită și face ea cum face și mă păcălește și apoi o scuipă. Am încercat varianta clasică. În prima zi am mers să-i bag direct pastila pe gură. După care ne-am chinuit. Am pus în mâncare. Nu am mâncat. Apoi eu pisat Andrei pastilele. La fel. Nu am mâncat. Am încercat să-i bag și în ciuru, în batoane din astea de la ciuru. Parcă pur și simplu simte că e o pastilă acolo, nu a vrut să mănânce. Și chiar ieri m-am uitat la un clip pe YouTube despre cum să administrezi o pastilă la o pisică și erau acolo 5 variante. Pe una dintre ele am încercat-o, sau mă rog, le-am încercat pe toate, dar am găsit una nouă și anume să pun pastilele în unt și să le pun la frigider și asta am făcut ieri. Am încercat inițial să îi ascund bucățica aia de unt în mâncare, dar nu am mâncat, așa că i-am dat pastila cu învelită în unt așa, direct pe gât. Din păcate, Isis și face spume la gură în momentul în care o forțez să-i dau pastilele astea și, v-am zis, se stresează foarte tare și așa e stresată și așa mi se pare că atacul ăsta lui Ginger are legătură și cu faptul că e bolnavă. Și apropo de asta, că am zis și pe Instagram și e posibil să fie și perioada asta de vină, pentru că în jumătate de oră am primit cel puțin 5 mesaje de la persoane diferite care au la fel mai multe pisici și la fel mi-au spus că una dintre pisici este constant atacată de celelalte pisici în ultima perioadă, în ultima lună. Cam asta se întâmplă și la noi. Și asta poate să fie că celelalte pisici simte că Isis în cazul ăsta e bolnavă și o atacă. Am citit și pe net chestia asta că ar putea să fie și din cauza asta. Fie e vremea de vină, acum poate e puțin din fiecare, nu știu să vă spun, dar partea bună este că la ultimul vlog am aflat de o chestie, mi-a scris o fată, mulțumesc Oana pentru idee sau că mi-ai adus în atenție chestia asta, este vorba despre o zgardă din asta antistres și am fost în 7 farmacii diferite să caut zgarda asta, am găsit-o într-una singură, ultima singura bucată am și cumpărat-o, a fost 60 de lei și pe urmă am căutat și în alte farmacii să văd dacă mai găsesc să-i pun și lui Ginger, dar nu am găsit, așa că în cele din urmă am plasat o comandă, teoretic ar trebui să ajungă mâine, am mai comandat încă 2 coliere din astea ca să-i pun și lui Ginger și este o zgardă antistres care are valeriană și încă ceva care calmează pisica. Eu am și dispozitiv din ăla cu feromoni în priză. Am și spray de la Feliway cu feromoni, dar mi se pare că o astfel de zgardă e un pic mai eficientă având în vedere că este fix pe pisică și este
sub nasul pisicii. Dar azi dimineață, sau da, azi dimineață i-am dat-o jos lui Isis, pentru că mi se pare că e și apatică și pur și simplu în ultimele zile a stat numai sub pat sau pe pat, adică pe dulap, și mi se pare că în ultimele două zile nici nu a mâncat. Nu știu dacă e și din cauza pastilelor sau din ce cauze e chestia asta, dar un lucru e cert, că nu sunt tocmai în apele mele din cauza asta și mă stresez foarte tare și din pricina faptului că nu pot să îi dau pastilele cum ar trebui, adică mă chinui. Acum, de exemplu, am jumătate de pastilă învelită în unt, e în frigider și urmează să îi dau lui Isis la un moment dat și pe urmă să-i mai dau cealaltă jumătate. Și săptămâna viitoare o să mă duc din nou cu ea să repetăm analizele, să vedem dacă a avut un efect tratamentul ăsta sau care e soluția mai departe. Și am stat să urmăresc puțin toată treaba asta care se întâmplă în casă. Ginger are momente și momente. Ori e chitit să meargă să o atace pe Isis, ori pur și simplu e curios și se îndreaptă spre ea. Moment în care Isis se panichează și începe și hâsâie și mârâie și Ginger pur și simplu nu vrea să facă nimic, doar să se ducă la ea. Și eu mai iau pe Isis și o pun lângă Ginger și ea mârâie și Ginger o spală. Deci nu știu exact care e problema. Momentan i-am dat colierul ăsta jos, i l-am pus ruset. Care nu știu unde este set, cred că e sub pat, dar și el e un pic agitat. Și cam asta este situația din casă, cu pisicile. Asta este starea mea proastă, din păcate. Mă duc acum să fac niște mici cumpărături, să duc unei prietene care e internată în spital și mă duc să îi le duc, după care revin acasă și cred că mă pun să îmi fac și eu ceva de mâncare. Și ne revedem imediat cu cadre noi. Gata și prânzul / cina. Mi-am făcut lui Andrei chișlorenul ăsta. Mă rog, l-am pus în cuptor. Și eu m-am preparat aici niște sparanghel în tigaie și somon la 8 grill. Uite, voiam să vă arăt cum i-am pregătit pastiluțele lui Isis, i-am luat una la prânz și o să-i mai dau una în seara asta. Aici este o biluță de unt care se află pastila și fiind untul ăsta, pe lângă faptul că îi place untul, și alunecă mai bine și pe asta o țin la frigider până o scot să i-o dau. Uite o coadă de Isis, tu de ce te bați sub pat? Vlogul ăsta se apropie de final. Mă duc imediat să le pun de mâncare și pisicilor. Dar înainte de asta, înainte de încheiere, voiam să vă arăt cu ce m-am întors de la mall. Vă spuneam că mă duc până la mall să cumpăr câte una alta pentru o prietenă care e internat în spital. Și am trecut și pe lângă Sephora. Am intrat să văd dacă au apărut creioanele alea de la Too Faced. Am făcut o mică obsesie pentru creionul ăla de buze care nu se găsește. Adică a fost la un moment dat pe site, a fost online, am zis lasă că îmi iau din magazin. În magazin nu există în stoc, nu mai există nici online, așa că tot sper să apară să îmi iau și eu un creion din ăla să văd cum e. Dar dacă tot am trecut pe lângă Sephora, am intrat să îmi iau altceva, pentru că luni când am fost la Băneasa să cumpăr un televizorul, nu am mai intrat la Sephora. Și am aici câteva cumpărături. O dată este acest ulei de corp de la Sol de Janeiro, Bum Bum Body Firmeza Oil. Și pot să zic că este o achiziție impulsivă. L-am văzut acolo la raft și având în vedere că îmi place și mie foarte mult cum miroase
varianta asta, am zis să iau uleiul, deși recunosc că folosesc creme și uleiuri și loțiuni pentru corp foarte, foarte rar. Acum, în ultima perioadă, ce am început să folosesc loțiunea aia de corp cu tuberoză, pentru că miroase foarte, foarte bine. Este o loțiune de corp pe care am primit-o de la cineva, de la Cora, cu care m-am întâlnit, nu mai știu când, cred că luna trecută. Dar revenind la uleiul ăsta, l-am cumpărat. Are 100 de mililitri și nici nu știu dacă merită. Au fost 270 de lei și acum la banii ăștia cu siguranță o să-l folosesc. Dar mi-a plăcut, mi-a tras atenția de fapt cutia asta, ambalajul ăsta. M-am uitat să văd cum arată. Am văzut că vine cu pompiță și am zis să îl iau. Și v-am zis, îmi place foarte mult cum miroase. Andrei are crema de corp, are și gelul de duș și mirosul este extraordinar de fain. Și am mai văzut la raft, în Sephora, o cutie cu niște mini-uri de la Fenty Skin și avea Hydra Visor-ul în varianta mini, avea Fat Water, nu știu dacă e tonicul sau... De fapt, nu știu dacă este tonerul Milky sau tonerul Serum, dar țin să cred că era varianta aia nouă, Milky, și am ajuns la casă, am întrebat cât costă pentru că la raft era neprețuit, mi-a zis că e 200 de lei și am zis, ok, hai că le iau și pe asta, și în momentul în care au vrut să-l scaneze, mi-a zis că nu poate să îl vândă, că aparent e ceva super nou și nu ar fi trebuit pus la raft. În fine, am renunțat la ăla și am luat uleiul. Am luat crema asta de la Fenty, că pentru asta am intrat de fapt și pe asta mi-am doream. E vorba despre crema asta nouă de ochi. Se numește Thick and Smooth și vine în ambalajul ăsta asemănător cu ambalajul de la masca de buze de la Fenty, care îmi place foarte, foarte mult. Și asta este o cremă de ochi cu peptide, promite să hidrateze și să estompeze liniile fine. Eu acum folosesc dimineața crema de ochi de la Yves Rocher, varianta aia Rich Creme, care îmi place foarte mult. Seara folosesc serul cu ginseng și retinal de la Beauty of Joseon, cred că așa se numește brandul. Este primul produs pe care l-am de la brandul ăsta corean și îmi place foarte mult crema respectivă. Mi se pare că zona asta de sub ochi arată oricum mult mai netedă și mai fină și mai întins așa. Și am zis să încerc și crema asta. Asta e 180 de lei, parcă. Și o altă achiziție impulsivă, ca să zic așa. Știu că este mare hype cu uleiurile de buze de la Rare Beauty, dar eu mi-am cumpărat Stay Vulnerable Glossy Lip Balm. Este balsamul ăsta, care are nuanța asta. Și am avut și eu o mică pățanie cu balsamul ăsta, pentru că am ajuns acolo în fața standului de la Rare Beauty și voiam să iau balsamul și am ajuns la casă, am cumpărat altceva, pe urmă am plecat de la mall și când am dat să mă uit ce am cumpărat, era de fapt un liquid eyeshadow, dar apoi am făcut un mic ocol și m-am întors să schimb produsul. Și o trebuie să mai cumpăr încă ceva de 11,70 lei. Am și întrebat-o pe doamna de acolo ce aș putea să cumpăr din Sephora cu 11,70 lei. Și până la urmă am luat un dezinfectant din ăsta de la Mercy Handy. Este un gel dezinfectant pentru mâini. Și cam atât. Am primit și două mustre. Nu, trei. Ce ăsta? Cristal Noir de la Versace. Parfumul ăsta nou. Si, de la Armani. Și cam astea au fost micile cumpărături pe care le-am făcut. Dacă tot am ajuns la mall, de ce să fiu ocolit și Sephora? Și cu asta se încheie și vlogul. Văd că îmi pâlpâie bateria, că rămân fără. Așa că nu mă mai lungesc. Eu vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Mă bucur dacă și astăzi am fost pe ecranele voastre și ne revedem în următorul Ligus Diary. Sper să fie mai dinamic, mai animat, cu mai multe chestii și până data viitoare, vă transmit toate gândurile până energie pozitivă și să aveți un sfârșit de săptămână minunat și însorit.